O echipă de cercetători de la Universitatea de Medicină din Polonia a făcut o descoperire remarcabilă, care aduce din nou în atenție un medicament legendar din istorie, teriacul. Această reconstituire, considerată a fi prima din lume, marchează un pas semnificativ în înțelegerea istoriei medicinei. Teriacul, un amestec complex format din 71 de ingrediente diferite, a fost cunoscut în Europa din Evul Mediu, până în secolul al XVIII-lea, ca un remediu miraculos cu multiple efecte medicinale. Considerat un antidot vital în timpul epidemiei de ciumă, teriacul a fost asociat cu credința că ar putea salva de la o boală fatală. Recrearea teriacului s-a bazat pe o rețetă din anul 1630, atribuită unui farmacist din Torun. Cercetătorii s-au confruntat cu provocări în găsirea ingredientelor necesare, precum corpul de viperă, componenta cheie a teriacului. Cu toate acestea, în spiritul eticii și al protecției animalelor, au ales să folosească doar vipere care au murit în mod natural. Cu toate acestea, analizele finale au arătat că posibila eficacitate a teriacului s-a bazat în mare parte pe efectul placebo, deoarece concentrațiile de substanțe benefice erau prea mici pentru a avea un impact semnificativ. Deși rezultatele actuale par a sugera că teriacul nu ar avea efecte terapeutice semnificative, cercetătorii sunt hotărâți să continue investigațiile pentru a oferi un răspuns definitiv cu privire la proprietățile sale. Această descoperire reprezintă o etapă importantă în înțelegerea medicinei istorice și a credințelor legate de sănătate și vindecare din trecut, relatează Antena 3.ro.